Județul Vâlcea va primi 1,4 miliarde de lei prin Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru lucrări de apă, canalizare și modernizare a unor drumuri și poduri. Pe lângă proiectele depuse de cele 89 de primării din Vâlcea, Consiliul Județean a reușit să acceseze fonduri pentru modernizarea a două drumuri. Este vorba despre drumul Loviștei, drumul județean 703H, drum care după reabilitare va fi tranzitat nu doar de localnici, ci și de șoferii care vor să evite blocajele de pe Valea Oltului. Pentru reabilitarea și modernizarea celor 31 de kilometri cât măsoară drumul Loviștei, Consiliul Județean urmând să primească 120 de milioane de lei. De asemenea, autoritățile județene au obținut 21 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea drumului județean 703L, Jiblea Veche, Dăiști, Sâmbotin, Fedeleșoiu.